stare tehnic, ce și este obligator pe regulamentul ce place rutiere, ca să folosească drumurile. Pretenții că cineva se deplasează, ca să înțelegeți corect. Pretenții că cineva se deplasează, nu are nimeni la dumneavoastră. Deplasați-vă, dacă totul este regulă. Și atât. Nu deplasăm în stat de loc. Dar chestia între aceia că dumneavoastră v-ați deplasat până aici, fără de ținit. Dar tare spun chiar că drumul este tehnic. La mijlocul de transport. Cum trebuie să... Și ai adus actele? Urcați pe evacuator tractoarele. Dacă e expirat termenul. Dacă nu aveți trecut testare tehnic, ce este obligatoriu? Dar interesați actele sau nu interesați? Poate că la aceea nu sunt, nu întâlnă unul interesat la aceea chestie. La tractor, dar oricum mă pornesc. Da. Dar nu-i interesat, dar nu-i întrebat actele, s-au întrebat. Dar de unde dacă îi nu dau? Dar dacă n-am bani, dacă nu am bani, dacă nu am bani. Cum asta, dacă eu vreau să-l vreau pe el, nu? Plătiți impozite pe drum, ați văd de folosat pe drumul de public. Ca să treci la om, trebuie să arăți drumul și ăla cu omul. Băiatul, noi plătit că l-am făcut, da? Haideți la tot cu zbăreți drum acolo. Eu vreau să te rog să faci o amendă, să fac drumul. Dar nu vreau să-l dăm. Eu am venit să-l faci. Dați-l văd că mi-ai făcut ultima dată. Dacă ai firma ale Miravru, dacă poftim, ale Miravru. Ultima dată, trebuie de tehnic. Ultima dată, când a fost tehnic. Dacă poftim. Dacă mai am atâta pașapoază, n-am bani, am 3 ani, zărisește. Vrei revizia tehnică? Poftim! Ia la băiați, ia-l cu așa! Ia ochi chiar! Hai! La tăte! Hai poftim! Când ați făcut ultima? Ultima dată! Ultima dată când ați făcut revizia tehnică? Dar cum să fac? Eu trebuie să vină 160 km cu așa! Și așa cu revizia tehnică a fugit! Așa cu revizia tehnică a fugit! Păi așa cu revizia tehnică a fugit! La Ștefan Vodă și nu este interesant! Eu plătesc banii impozi la Căușeni! Firma mea, Almir Agro, aici să... E registrat la Căușeni. Mie îmi plac, plătesc bani la Căușeni. Mi-e dragă. Nu importă, mi-e plac. Mă înțelegi? Ia că e dragă Căușeni. Ca să nu vă cheltuiți. La Ștefan Vodă. Nu ați spus că n-aveți bani, dar vă deplasați. Asta e revizie tehnică, da? Nu, Matale nu este informat. Asta e certificat de matriculare. Trebuie și nu. Nu comentați dacă nu cunoați. Ia că uitați-vă. E comentați dumneavoastră. Da, este certificat de matriculare. Poftim. Ia că vehiculor. Aveți drept să faceți semnă. La care lipsesc revizie tehnică și asigurările. Nu am bani. Ți-ai furit bă bani de aici? Da, eu spun revizia tehnică. Bani n-am sar. Tinirin. Dar ați fost acolo cu camera? Dar cum? Dar n-am fost eu cu camera acolo. Eu am rămas pe zăs tractoar să nu le fure poliția. Nu de alta, dar... Nu, ia că acum așa la sună ăsta de o fugit treaba. Cine a fugit? Stare un, era acolo și rugată. La momentul ăla, el ies, mă avem pe lut. Dar nu găsesc cine a întrebat secrete. La momentul voi... Nu spune, te rog, când ai trecut ultima dată? Nu ții mint, când ați făcut ultima dată revizia tehnică la tractorul ăsta? Nu fac mai revizia tehnică, bine să fac. Eu mă traversez odată. Ce traversez? Tu de pe malul Nistru n-ai ieșit. Tu de pe malul Nistru n-ai ieșit de când ești. Merg trei pași, trec drumul încolo, revizia tehnică. Faci asigurare, se plătesc ușor. Te asigurez, mă, pe deal. Mai scurt, ați ieșit pe Marna drumul la Căușeni. La Olănești s-a oprit tehnica, la Căușeni au mai rămas două tractoare. Pe restul i-au băgat în frică. Așteptăm chiar și care ne audă, mu. Sălcuță, tocuț. Deci, unii sunt unii băieți, veniți, noi suntem două tractoare, vă așteptăm până de sare, să ne pornim mai departe, să ne ducem. Unii sunteți, noi suntem aici pe loc, două tractoare. O băga frică, au dat foc la mașină lui Bobicov. Au dat foc la o mașină și gata, s-o băgate scoză în picioare. Au dat bani la... Suntem mai ca ei, știți unii suntem. Veniți încoace până de sare și ne plăsăm mai departe. Așa ne pornim două tractoare. Spune eu că Vasile mereu să nu vină, eu sunt. Pe loc. O zis că fratele meu nu vine. Fratele la tocuț. Da, fratele la tocuț. La tocuț. Băi, după operație. Și-a venit să... Așa a început. Și Matale ce zice, ai și... Ai 15 hectare. Eu n-am document, pentru că eu am pământ da, în eu. 15 hectare, da? Da, așa că... Nu ești oligarh de ăsta. Nu. Milionar, milionier, miliardar. Ia că am venit ce se întâmplă. 15 hectare l-au venit, dar... Stii, că el nu prinde nici o leu. Nu i-a dat la prima grupă, că eu am dat greu de sământ și nu o strâns nimic. La ăștia cu 15 hectare nu dă nică, nici la... Nu, dar n-ai firmă, n-ai nici nu-ți dă nică. Dar chiar nu numai la ăștia. Dar toată lumea care are pământul om și are un hectar, două a lui proprii, el n-are și-a lucrat mai pe departe. El pensie așa cu 8-1000 de lei, el cu și cum să prelucrezi pământul? Și-a dus ei omul și-a luat. El n-are de lucru, n-are pensia cu 1000 de lei, cu 800 de lei. Se plătea. Dar voi pe datorii nu puteți să faci nici servicii, mă cred. Și, dar și servicii să faci. Dar și servicii. Dar cu și stoane în bani, dus ei stoane în bani. Asta nu s-a de trag, bă. Dacă nu s-a luat nici, nu s-a făcut nic. S-a luat 300 de kg de... De la Putin așteptăm. Da, la Putin. Că vine pe drum, e pe drum.
Da, și îi spun că ce trebuie, că drumul, că noi formăm drum, dar vin la Tocuș, știu ce drum, că acolo nu poți să mergi, țară din spune acolo. De când e lumea la Tocuș, nu a fost drum. Mai tare l-o stricat. L-o stricat cum era mai bun, s-a făcut mai rău. A, dar s-o băgat să-l facă. L-a făcut, dar l-a făcut strage, nu poți merge. L-a stricat din nou și l-a făcut, iar nu l-a făcut corect și l-a format încă mai tare. Nu era și ies cu jet mașinile electrice, că l-a rupt ca să ducă mașinile în râu. Ia-ți vezi, vă uitați, acolo prostă, e dizastru acolo și să faci drumurile astea. Și bani să vârși, să vârși. Și spune că noi nu plătim bani să facă drum. Dar tu ai format și pe un cu două ori o vrâta mea, vă duci pe drumul și ăla, și ca greie de limări și nu-l pot face nici el. Gata, amul l-a făcut, are două luni de când l-a terminat. Ce și vă uitați și din drumul care o terminat, două, s-o vrut milioane acolo. Și îmi spun că trebuie să-i dai lui bani, cineva să-l pui în buzunar, n-a chiar făcut drumul și ăla, nu poți merge cum așa. Trebuie să ți ies nimic și trărunt, mă tine. Până, te-o scutura cu tine noroșești. Ăștia s-au dus fermieri, s-au dus la guvern după bani, hai le-o dat cu gaz și am zis că de ce să-ți fac, mă, dacă eu acte n-am, bani să fac nici revizia asta sau și mai au de făcut. Eu dacă era vorba că eu aveam bani, eu nu mai eram aici. Nu să te acolo că mai am de rat 200 de hectare. Eu mai avem scat pe dracu aici că eu să mă întâlnesc cu poliția, să mă sfădesc că n-am reuze tehnică. Dacă eu merg 5 pași de drum trebuie. Dacă treci într-o parte în alta, nu? Da. Eu trebuie reuze tehnică, asigura și nu mai trebuie. Când ai bani și îți dă statul bani și ai când ruble, traseu, le-o plătești. Faci servicii pe traseu, e clar lucru, trebuie să... Asta se numește că milionierii care le-au spune țărdea și cu ăsta că vă cumpăra tractoare de milioane, n-au bani nici de revizie tehnic, n-au bani de nimic. Da, țărdea are un credit, mă, ca să nu trebuie, dar are credit. Are, la Putin. E atâta viața, ba, lui Vralu, da, rubli de la lui Braghi și îi dă de sfaturi proaste și au spus că trebuie să vândă, să dă trastele în arendă, ăsta țărdea. Păi, dar cine, dacă el e bratan? Din voi nici nu v-a întrebat documentele. Dar interesant că nu te dau să vină tractorul. Dar bine, nu întrebat. Dă-te în regulă și nu. La voi dacă îi dă de regulă, gata, n-ai treabă. Nu, ia, te noi plecăm, o să ne dă drumul, da? O scrune în el. Ți-ai revenit după gaz? După gaz? Iau ce walking. Mâine te duci după o porție nouă? Dar cum? Mă duc să ne iau alți porții, dar cum așa? Fără gaz nu poți răi. Fără gaz nu pot răi, că tu m-am manetul și nu pot să ajung mereu. Când s-o dat cu gaz, nu te întreba de revizii tehnică? De... Dacă nu m-a întrebat atunci. Eu văd că odată dați nu iau jos, de să-i medem odată. Încă odată. Nu-l ia. Doamne, serie. Ia că de asta. Și eu am și fac. S-a dus statul. S-a dus, da.